mergem mai departe în jurnal cu o informație de ultimă oră, pentru că a fost amenințare cu o grenadă în piața Pavlova din Praga, iar colega mea, Andreea Borboros, este în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Andreea! Ce informații ai? Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Bun găsit tuturor! A fost într-adevăr o alarmă generală, asta pentru că un apel, o informație a ajuns la poliția din Praga, și anume aceea că în piața IP Pavlova din Praga s-ar afla un bărbat cu o grenadă. Imediat pirotehniștii și autoritățile s-au deplasat la fața locului. Cei prezenți în zona au încercat cu disperare să se adăpostească, fiecare pe unde a putut, fie că vorbim de cafenele, baruri sau clădirii unde aceștia s-au simțit în siguranță. Însă chiar și odată intrați la adăpost, aceștia s-au culcat la pământ. De altfel, imagini surprinse de o femeie care era însoțită de fetița ei mai mică a surprins întreaga scenă, momentele de panică petrecute într-o cafenea din piața Pavlova. În imagini se observă inclusiv momentul în care un agent de la trupele speciale înarmat intră în cafenea și le spune celor prezenți acolo să părăsească locul, practic a evacuat locația în siguranță, astfel încât oamenii s-au putut îndepărta. Din fericire, după circa 40 de minute, o oră de verificări, pirotehniștii sosiți la fața locului au constatat că vorbim de o alarmă falsă, de o grenadă falsă. Practic, în aceste momente, poliția din Cehia încearcă cu profesionalism să identifice pe cel care a dat această alarmă. În orice caz, în Praga există o stare de tensiune, oamenii sunt extrem de panicați. Vă reamintesc faptul că poliția din capitala Cehiei a dat astăzi publicității imagini de la una din perchezițiile efectuate la domiciliul unei persoane care anunța pe rețelele de socializare că intenționează să reproducă masacrul de la universitatea din centrul vechi din orașul Praga. Alte trei persoane au fost reținute pentru aceeași infracțiune, și anume faptul că stau pe internet că vor să reproducă crimele și atrocitățile care s-au petrecut ieri aici în capitala Cehiei. Absolut incredibil, Andreea Borboros, trimisul nostru special la Praga. Mulțumim tare mult pentru toate.